Salut și bine, Maxi, la noi episodul The Forest, stai să continuăm. Am plasat eu aici un bonfire. Vreau să fac un foc de tabără pentru când e noapte, pentru că atunci e frig. Și chestia asta, sincer, nu prea ne ajută cu mare lucru. Adică poate ne ajută să sperie canibalii, dar în rest, ca sursă de căldură, nu e folositoare. Și mai avem un loc aici. Și trebuie să mai tăiem un copac să facem bonfire-ul. Nu știu dacă o să mă ocup neapărat de casa asta. Cel puțin nu știu dacă acum. Să vreau să construiesc chestiile de bază mai întâi și pe aia cred că pe la sfârșit o să facă și casa. Rămâne de pescăruși pe aici. Ok, hai să dăm jos copacul ăsta. Vei vedeți cam câte loguri trebuie să colectez eu. 108. Cred că mi-ar lua câteva ore. Deci mi-ar lua câteva episoade doar să fac asta. Destul de iurea, sincer. Că durează chiar atât de mult să faci o construcție, dar e normal, pentru că vedeți cam câte dale de susținere avem acolo. Hai să facem bonfire-ul mai întâi. Facem o plasă mai aici. Așa, îi dăm un foc. Ia mă tu foc de aici. Ia uite ce fain e. Și hai să vedem ce mai avem nevoie. Un stick fire de ăsta. În caz că vin canibalii, aș vrea să am un stick fire exact aici. Ia să văd, mai am nevoie de logs, de sticks, 4 sticks. Încă un stick. 4. Da, iar a apărut sunetul ăla enervant. N-am ce să-i fac, sincer. Așa, avem un de-asta aici. Dăm foc și lui. E cum a murit ăsta? Ce face ăsta, mă? Doamne! E că le iau pe ăsta și-l pun aici astea la fel? Nu, no, și-a revenit. Cred că era băguit sau ceva. Așa, gather logs. Ia să văd dacă pot să prind eu țestoasa asta. Yep, am prins-o. Eu dacă tot am prins-o... Cred că în baza cealaltă n-am de asta de băut. Hai să mergem până în baza cealaltă. Să punem o de asta de băut. Că în cazul în care vreau să stau și acolo, o să avem nevoie. What the f... Am crezut că e o persoană care merge. Vedeți umbra, nu umbra, dar lumina cum cade pe copacul ăla, am crezut că e o persoană acolo. M-am speriat pentru o secundă. Bine, zice că suntem plini de sânge, ar trebui să ne aruncăm într-o apă ceva. Și să ne spălăm de sânge. Asta se întâmplă de fiecare dată când ori omori un animal, ori îmi dai cu toporul într-un canibal. Oricare din astea, ori îți dă un canibal o bucată în tine. Oricare un din astea te acoperă de sânge și trebuie să te speri că dacă nu te infectezi și dai în alte probleme. Oricum e important să ai grijă ce faci. Hai să trecem pe la avion mai întâi. Văd ce valize mai avem pe aici. Sigur sunt unele care nu sunt desfăcute. Așa. Na. Hai, vină încoace. Uneori ai noroc și nu o ia la fugă instant și poți să o prinzi și să o omori. Eu nu vreau să le omor neapărat, dar până la urmă trebuie să supraviețuiesc și aia e cam sursa cea mai bună de mâncare. Până la urmă, asta e ideea, să supraviețuiești în joc survival. Și vezi cam... Cum e ciclul ăsta, adică vine
canibalii vor să te mănânce pe tine, tu vrei să mănânci animale, animale poate mănânca altceva. E un... e interesant. Hai să pun asta aici. Așa. Pun încă una. Pe să le omor dintr-o singură lovitură și nu-mi dau seama de ce. Până acum nu facem chestia asta. O grămadă de carne aici, să și mâncăm. Și încă o bucată o punem pe asta și acum să facem o daia de băut. Știu că vreau să fac o dată daia de băut aici și n-aveam carapace. Ok, water collector, îl băgăm aici, așa. Și avem nevoie de niște stick-uri. Sincer să zic, între baza din, de pe plajă și baza din pădure, mie unul îmi place mai mult baza din pădure, așa că cred că până la urmă pe asta o să facem baza cea mare. Sincer, îmi place mult mai mult cum se vede aici, cum ești în mijlocul pădurii, ești în natură, nu știu, acolo la apă, ești lângă apă, dar nu știu, parcă nu e aceeași chestie. E mult mai fain aici. În general îmi place mie natură. Da, nu. No. Acolo e fundul avionului. E, și aici avem deja o căsuță. Putem să și dormim sus. Dar hai să mergem să salvăm. În cazul în care ne dă... Adică în cazul în care se întâmplă ceva să ne dea tot de aici. M-am urcat eu în căsuță, dar văd că nu mă lasă să salvez. Zici că e sus, dar nu mă lasă să salvez acolo. E, putem să facem asta aici. Am salvat, în regulă. Chestia asta n-a prins nimic până acum. Nici nu știu dacă funcționează. Hai să facem niște de-astea de grădinării pe aici. Facem vreo două. Și vreau să plantăm chestii. Într-un fel m-aș vrea să mă susțin doar din ce plantez, dar nu cred că merge. Până la urmă ce plantezi e random. Nu plantezi ce vrei tu. Așa, avem două de-astea. Oh, a prins ceva. A prins un iepuraș. Exact ziceam acum că nu prinde nimic și uite că a prins un iepuraș. A, vedeți, se ascunde. Așa, mă, nu știu unde mi-s logurile celelalte. Asta mă enervează cel mai mult, că nu știu unde... Mai tai câte un copac și... Uite unde l-am tăiat. Sau explodează astea peste tot și nu-mi dau seama unde se duc. Și așa rămâne fără loguri și trebuie să stai 1000 de copaci. Trebuie să-mi fac un log sled. Uite, chiar asta o să facem, următoarea chestie pe care o facem acum, după ce construiești grădina cealaltă, o să facem un log sled. Ca să mai pierdem loguri aeră. Se tot se ascunde, n-ai ce să-i faci. Unde e log sled-ul? Log holder, log sled. Toată e făcută din sticks. Avem nevoie de o grămadă de sticks. Oh, canibali! Fai. Încă un stick mai am nevoie, dacă vin canibalii la mine. E și baza lor acolo până la urmă, adică e casa lor, au tot dreptul să circule pe aici.
Dar... Da, ei vin cu intenția să mă mănânce. Și acum mergem cu asta. Și că suntem la raliu sau ceva. Țineți minte când zburam cu asta, ia stai așa. Ia să salvez eu jocul. Dăm un save. Vreau să văd dacă mi-a merge să zbor cu log sled-ul. Cam tremură. S-ar putea să zboare în curând. Cred că au rezolvat bug-ul. Nu mai știu exact în ce episod se întâmpla. Dacă știți voi episodul în care zburam cu log sled-ul, lăsați-mi un comentariu, da. Era destul de fain. Așa. Punem asta aici. A crescut niște chestii. Care putem să le mâncăm. Și uite ce cresc aici de astea de mâncat. Tăiem buruienele. Și așteptam să mai crească. Poți să faci așa chestii de mâncat. E, și acum o să strângă și niște apă. Chestia aia. O să facem și un log holder să-l punem prin zonă. Să fie ceva de genul ăsta, un log holder, tot 16 de asta avem nevoie. Și log holder-ul, adică log sled-ul o să folosesc să aduc lemnele, iar lemnele pe care nu le folosesc, cum ar fi alea două, de exemplu, să nu le țin în log sled, să-mi ocupe locul aiurea, că o să am nevoie să o iau cu mine. Le punem aici. Încă două bucăți și am terminat. Luăm astea, le punem aici. Și ar trebui, în afară de asta, cum aveam în baza veche, aveam log sled, nu log sled, avem, ba da, log sled, stick holder, log holder și rock holder. Să le facem pe toate una lângă alta. Asta are 6, rock holder-ul, probabil tot 6, asta 8. Și în afară de asta trebuie să avem și weapon rack, facem un weapon rack aici. Punem weapon rack acolo, punem explosive holder aici, punem medicine cabinet aici și punem snack bar un pic mai încoace. Ceva de genul ăsta, pentru că în baza cealaltă le aveam pe toate astea și acum nu le mai am. Și trebuie să le înlocuim. Așa. Avem nevoie de sticuri, o tonă de sticuri. Chestia asta îmi dă sticuri? Da. Nu pare, adică zici că e foarte subțire și când o tai se face groasă rău de tot frânghia asta. Schi ca o, vezi? Cum arată? E subțire și pe aia se face groasă. Cred că eu îmi bag ceva. Ok. Să avem nevoie de loguri de apă pentru astea. Oh, canibalii. Era deșteptat totuși să ajungă și canibalii la noi. Avem niște apă. Să mâncăm și noi un snack. Să fim pregătiți. Așa, am făcut toate astea. Punem ce avem înăuntru. Sticuri și astea. Luăm logurile și începem să construim. Asta are nevoie de un log, asta are nevoie de 6. Și avem nevoie de niște sticuri.
luăm sticurile de aici. Asta e bine, că poți să-ți faci provizii cu chestiile astea și pe când ai nevoie să construiești ceva, poți să construiești rapid, că le ai deja procurate. Ok, asta ce e? Asta e weapon rack, dacă vreau să-mi pun armele aici. Și am impresia că la fiecare liniuță de asta îți dă și frunze, în afară de sticuri. Așa, asta ce e? Să cred că e vreun explosive solder sau ceva, dar n-am explosives. Ah, bam. Nu știu, chiar nu știu ce. Ok, mai avem nevoie de loguri. Să vedem ce face iepurașul ăsta. Te l-am prins. L-am tăiat. Și acum îl punem aici. Pac. Mâncăm. Resetăm trapul să mai prindem și alți iepurași. Mai funcționează, dar funcționează foarte greu. Asta e faza. Că durează ceva până când prinzi un iepure. Mă întreb dacă prinde și șopârle. Deși șopârle sunt cam mari. Și avem două aici. Și îmi sună alarma de dimineață. Da, e ora 7:50 dimineața, când înregistrez episodul ăsta. De asta s-ar putea ca vocea mea să fie un pic mai răgușită sau ceva. E vocea de dimineață, știți că dimineața se schimbă puțin vocea, n-aveți aceeași voce. Și pe ce vorbiți puțin, și revine. Deci, oh, doamne, câți canibali sunt acolo. Asta sunt vecini, de fapt, adică... Pot să-i salut. Și sunt vecinii mei. E frumos să ai vecini, de ce nu? Chiar și dacă sunt canibali. Tot vecinii tăi sunt până la urmă, trebuie să-i respecti. E dacă te respectă și ei pe tine. Bineînțeles. Da. Din păcate, caracterul meu a obosit. Hai, cazi în partea aia. Hai, te rog, eu cazi în direcția aia. Așa, bravo. Nu cred că se ducea în partea cealaltă, mi-era mult mai greu să găsesc logurile. Așa, pe ăsta l-am construit. Mai avem niște loguri pe aici? Mai avem. Așa. Și pentru asta avem nevoie de 8 loguri. Oricum, în episodul de azi am construit majoritatea utilităților din baza asta. Data viitoare vom construi un gard. Vreau să fac un gard pentru că momentan nu e împrejmuită deloc baza. Și să vă arăt despre ce e vorba. Adică vreau să fac ceva de genul... What? Ce face cu degetele alea două? Ok. Vreau să fac un gard. O să vă arăt imediat. Și o să fie ceva de genul, nu basic wall, o să fie advanced wall, nu, basic wall, cred. Nu, că pune doar unul. E gardul ăla special, dar nu mai știu de unde îl iau. Experimental walls. Ei, și pui ăsta, pui jos și pe aia pur și simplu tragi. Tragi așa, tragi așa și uitați-vă cam cât de rapid am făcut gardul. Da? Ceva de genul ăsta vreau să fie. Dar o să vedem în episodul următor. Oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa, pa.